Cristian Popescu pe Iodone susține că este amenințat și că îi cer retragerea din cursa electorală. Ia uitați ce a declarat. Piedone nu se retrage, Piedone merge până la capăt. Și merge susținut de cei care au fost dezamăgiți și vorbesc de bucureșteni și nu fac demagogie. Ei, eu sunt portavocea lor. Ori a făcut un joc, ori îl vor retrage noi. Noi, cine sunteți voi noi? Amenințând iar DNA, vine să te ia Piedone. Diferența între mine și ei, cei acest purtător de vorbe, ei se feresc să ajungă la pușcărie, eu am fost la pușcărie. Să te mă bagi acum din nou la pușcărie, pe ce? Pe presupuse sau să zici că, să zică că ce? Că nu și-a schimbat pe părsul Piedone când era mic, când viața mea a fost publică timp de 30 de ani, să-și aducă aminte, domne, trebuie să-i găsim ceva. A fost primar totuși la două sectoare, a avut bugete pe mână, l-am luat cu colectivul și s-a demonstrat că nu e. Ne-a stricat odată combinația ieșind din pușcărie. Hai să-l băgăm din nou. Cu ce să mă bagi în pușcărie? Ei le e frică de pușcărie. Eu am fost acolo, asta e diferența între mine și ei. La pușcărie, domnule Dragomir, așa vă ziceau și dumneavoastră cu ani în urmă. La brutărie și la pușcărie. Dar în două locuri mă trimiteau pe mine. A început nebunia electorală. Doamna Simona, vă dau și o variantă, așa, de la oracolul de la Bălcești. Bineînțeles că pe Piedone îl vor călca puternic pe Bătături. Dar vă dau o variantă nouă acum. Este nediscutată în spațiul public românesc și nici în afară. Este a oracolului de la Bălcești. Domnul Băsescu, în ultimul lui an, n-a jucat bine. Cu toate că n-a făcut numai lucruri rele, a făcut multe lucruri și bune Băsescu. Dar domnul Iohannis, în ultimul lui an, văzând ce i s-a întâmplat lui Băsescu... L-a luat frica. Nu, păi bineînțeles. Păi, dând afară pe Chioveși, dându-l afară pe Coldea, dându-l afară pe Helving, acum punându-și câțiva procurori de-ai lui, el... Făcând la cele două curți, tot așa, numirile făcute foarte bine. Deci, Iohannis, cine spune că e fraier, înseamnă că n-are minte. Iohannis a jucat extraordinar. Și acum ce a făcut? Doamna Firea era foarte puternică pe turnantă. Au curățat-o. Repede. După dânsa, alt om politic în PSD nu mai prea e. Nu mai prea e. Haideți că nu stă PSD-ul în firea, domnul Dragomir. Nu, dar ca notorietate și ca experiență, chiar politică, îi bătea pe toți. Și atunci să întrerup și spun că noi acum trăim într-o zonă în care amantele, să nu mă puneți să detaliez, deci amantele, nevestele și acoperiții influențează politica din România, nu partenerul nostru strategic. Fiți atenți ce vă spune un om bătrân și trecut prin politică. Amantele, nevestele și câțiva acoperiți. Păi și domnul Firea e încadrat aici, că și ea e nevastă. Nu. Noi vorbim de cei din spatele cortinei, doamna Simone, care fac jocurile. Uitați-vă că jocurile se fac de cel puțin un an de zile. Prin eliminarea doamnei Firea, să știa cei câțiva care au programat și cu câteva amante și cu câteva neveste l-au propulsat pe doctorul Cârstoiu. Doctorul Cârstoiu va fi nou președinte al României. Haideți, domnul Dragomir. Candidează la primăria capitalei. Dacă, numai cu o condiție, rețineți ce vă spune oracolul de la Bălcești.
Dacă doctorul Crăstoiu câștigă primăria capitalei și se fac eforturi supranaturale, rețineți ce vă spun, pentru a ocupa acest post, având în spate două partide, totuși cele mai puternice partide din România, mai ales că pe AUR, după excursia lui Simion în America, a venit parcare Batista trasă prin gură, pentru că nicio televiziune nu-l mai acceptă. Rar l-ați mai văzut pe undeva, numai pe la rețele de socializare. L-acceptă domnul Dragomir, nu mai iese el nici pe Facebook, nici pe rețelele sociale nu mai e. Nu, n-a fost primit. Eu vă spun ce se întâmplă în România. Deci, doctorul Crăstoiu a fost pregătit de mai mult timp. Având în spate două partide puternice, toată lumea a crezut că, eliminându-o pe doamna Firea, doctorul Crăstoiu, în fanfar, va fi primarul capitalei și imediat intra în cursa prezidențială și era nou președinte al acestei țări. Numai că e un ciot, te pierdici un ciot, cum îi zic ăștia acum, Piedone, care are susținerea maselor, mulțimii. Și aici va fi o luptă între două partide puternice, amante, neveste și acoperiți, contra mulțimii. Și eu sunt curios să vedem cine câștigă. Pe mine nu mă interesează cine câștigă. Vă interesează la oră, cum? La această oră, să zic așa, că Piedone este în joc de gleznă către postul de primar general. Dar ați văzut că e frică. Pușcărie e greu. Dacă nu-i scoate, nu ce-a făcut. Ce n-au făcut nici dușmanilor lui. Pentru că asta este politica, este o murdărie. Este o murdărie. Iar domnul președinte Iohannis, eu o spun cu toată răspunderea, a jucat absolut fenomenal. I-a făcut terci și pe Ciolacu și pe Ciucă. Terci, rețineți ce vă spun. Dar sunt curios, aș fi curios, dacă ar veni și ar câștiga primăria capitalei doctorul Crăstoiu și ar veni președinte, ce-ar face Ciolacu și Ciucă? Cum și-ar împărți funcția de prim-ministru? Unul 2 ani și altul 2 ani? Păi, coaliția, nu? Bun. Da. Haideți asta să vedem. Să știți că i-au compus și poezii doamnei Firea. Știu că e prietena dumneavoastră. Nu e prietena mea. Cum? Păi cum, domnul Dragomir? Nu e prietena mea. Am vorbit o singură dată în viața mea cu dânsa. Păi n-ați fost pe listă la Consiliul General când i-a câștigat? Rețineți, atunci am vorbit. Rețineți, atât. Și eram la mare și mi-a făcut propunerea aia și am zis, hai mă, să o ajut. Și v-au eliminat repede. După nu, am câștigat Consiliul. Păi da. Am câștigat Consiliul General și a zis Ciolacu că nu sunt, nu știu cum a zis. Competent. Drăguț. Nu, a zis că nu competent, că atunci mă jignea și luam la înjurături de nu se vedea. Mi-a zis că, nu știu ce, nu, a dat ceva așa ca să... Să fie și frumos. Da, să fie drăguț. Ia uita ce poezie au compus doamnei Firea. Păi ce să-i mai, acum, ce mai aveți cu ea? Că a scurățat-o. Ce păi n-au zis că nu-și poate reveni. Ea spune că nu-și poate reveni din șocul ăsta. Ia uitați poezia. Păi oricine, orice om era, bineînțeles că a primit o lovitură în plex. Ce nume ea? Ia uitați poezia. Ia, ce poezie? Pisicuță, pis. Bucureștiul s-a închis. Din pisică siameză te făcură maidaneză. Că-și pusără candidat pe motanul încălțat. Candidat cu pedigriu de la neamțul din Sibiu. Că așa ne-a fost nouă scris. Pisicuță. Pis. Da. E că o pisicuță, doamna Firea. Doamne, au jucat bine. Au curățat-o. Au amenințat... Cine a curățat-o, domnul Dragomir? Serios, că nu i-l-a băgat nimeni pe Godei în mașină. Hai, și domnule, în minister. Hai, domnule, lăsați-mă în pace cu Godei. Ce treabă are ea cu Godei? Păi dacă dumneavoastră, șoferul dumneavoastră,
N-am șofer, pleacă, merg cu metrou uneori, să știți. Nu, șoferul dumneavoastră pleacă acasă cu dumneavoastră și se întoarce, să-mi bată și face un accident. Dumneavoastră, habar n-aveți, mâine vă duce, nu știți. Stați puțin, că aici n-a fost chiar așa, mă rog. N-a fost accident, n-a fost așa o întâmplare. Nu, a fost totul calculat. Ca credeți? Vai, mama. Nimic nu e întâmplător, bă, nici acum ce se întâmplă. Bun, deci cine va fi primarul capitalei? Dacă nu-l curăță pe Piedone, va fi Piedone. Dar, așa cum l-am auzit, frica pe el, mulțimea e cu el. Asta. Dacă îl curăță pe Piedone, nimeni n-are nicio șansă, va fi doctorul Cârstoiu, care este un medic foarte bun. V-ați dat pe mâna lui ca medic? Da, eu. Da. Să știți că e medic bun. Vorbește lumea la superlativ. Nu știu cum va fi ca primar. Nu știu cum va fi ca primar, dar ca medic bag mâna în foc că este specialist. Cel puțin m-am interesat și eu. Și e un medic foarte bun. Bun. Dar știți cum este, ca teoriile ciuce. Una e una și alta e alta. Una e să fii primar și alta e să fii doctor. Bun. Vedem mai departe, doamnelor și domnilor, ce se întâmplă cu proprietățile românilor, oameni. Nu, dar de ce nu spuneți și de ce nu spuneți și de sectorul 1? Aoleo, păi stați așa, că vreți să candidați acolo? Domnule, fii atent aici. Dacă nu se înscria Liviu Negoiță și erau numai... Păi n-au zis că câștigă domnul Tuț acolo. Dom'le, și Tuță, eu nu-l cunosc, dar am auzit cuvinte frumoase de el. Dar pe turnantă vine puternic Liviu Negoiță, care are experiență și zic că îi bate pe toți. Dar dacă era numai Clotilda, mă duceam și mă înscriam cu ea, dar o băteam de auzea Franța... De Victoria și, dumneavoastră. De înfrângerea ei, nu de Victoria. Nu, sunt bătrân și nu concurez pentru nimic. Poate pentru... Dar ce aveți cu Clotil? Că nu v-a făcut acolo în sector nimic? Sau? Nu, ea nu mai distruge. A distrus un gard care plăteam, v-am spus, chirie la primăria capitale. Nu era gardul meu, era în fața hotelului. Și au lăsat niște șansuri, niște... Veniți și filmați, băi, fraților, oameni din presă, să vedeți și voi ce se întâmplă în România. Fără nicio justificare. Nu, era perfect gardul, n-avea nimic. Azi, prima dată a zis că are 18 centimetri. Luat din... Păi știa, doar să vă fac așa rău acolo, la dumneavoastră? Nu. Caută scandal cu oameni cu notorietate. Păi de ce? S-o trageți în sus? Uitați, n-ați văzut, s-a dus la Dana Budeanu și i-a stricat o barieră. Ea n-are dreptate? Vrea scandal cu oameni de notorietate. Că asta ce spune? Că Puhoiu știți cum e. Dă-l în păla, că are aia, sau vorbește prea mult. Să știți de la mine că lumea este foarte... Dom'le, mulțimea... La fel ca oile, domn. Intră o oaie în vâltoare, să neacă toate. Să ducă după ea. Așa e și aici. Uitați-vă ce era meciul, ce era asta. Da. Mergem mai departe, pentru că, să știți, sunt oameni care rămân fără proprietăți, le schimbă iala la ușă, nu mai pot oamenii intra în casă, le iau proprietățile cu forța. Ia uitați imaginile. Asta este o nenorocire. Să vedem imaginile. Numai asta nu mai trăisem. Să pleci în concediu și să vină o balauacheșe cu vreo 7-8 copii să-ți intre în casă, să-ți ia și lucrurile, să le și vândă și când să vii, nu poți să o scoți nici din casă. Băi, fraților, suntem nebuni. Ce-ați face dacă vi s-ar întâmpla dumneavoastră? Plecați în Dubai, unde plecați dumneavoastră prin excursii, prin concedii și vă întoarce și acasă ia la schimbată, la poartă, la ușă? Conform legii, îi împușc. Aoleu, stați așa, îi cum să împușcați? Mă fac rost de o pușcă, mă duc și îi împușc. Ce caută pe proprietatea mea? Ce caută în proprietatea mea? Conform legii? Numai că noi denaturăm tot. Rețineți ce vă spun. Noi vrem să ne întoarcem iar la comunism. Știți că imediat după ce a venit clasa muncitoare la putere, au scos boierii. Eu am fost la Craiova și eu am văzut asta. Scoteau boierii din case și dacă aveau un beci, îi băgau pe boieri în beci și veneau balauacheșele cu câte 4-5 copii și îi băgau în casă, praful s-a ales de casă în 2-3 ani de zile
iar ei mureau în beciuri, care munciseră să-și facă proprietate. Asta îi se întâmplă și, doamne, ia uitați imaginile. Da. Păi vrei să ies pe stradă să ce, să rămâne cu copiii mei pe stradă, că am plătit atâția bani? Doamna, spune, gândești că ați ocupat abuziv această locuință. Doamnă, nu e adevărat. Când vi se va da o soluție favorabilă, veți veni însoțită de un executor judecătoresc și un echipaj de poliție. Și atunci noi vom scoate afară din casă. Avem un DNA ilegal, o decizie a instanței. Spuneați că v-a înlocuit Iala, v-ați trezit cu... A, se vede că este decupată, sigur, cumva. Și sus și jos. Da. Cheile nu intră, că sunt, au schimbat, deci... Ați încercat să intrați. Sigur că da. Casa dumneavoastră până la urmă. Cu casa mea și uitați, eu nu pot să intru în casa mea. Când am mers cu domnii polițiști, așa, a ciocănit și imediat s-a deschis ușa, a deschis o tânără cu 6 copii, toți copiii erau în casă, foarte obraznică, cu tupeu, că ea stă în chirie. Și a întrebat-o, domnii polițiști, cine ți-a închiriat? Nora. Ea știa că băiatul meu a stat câțiva ani cu o fată. Și eu i-am zis, nu există nicio noră. Au spart ușa, au intrat și s-au instalat aici. Poliția română interpretează legea într-un fel absolut ciudat, invocând evacuarea conform legii locuinței. Legii locuinței, dar în legea locuinței se vorbește de chiriași, nu de oameni care au spart o proprietate. Deci, practic, e un flagrant. Ar fi trebuit să acționeze ca la flagrant. Să îi... evacueze forțat, însă nu fac treaba asta pentru că invoc această lege. Doamnă, haideți că dumneavoastră știți mai bine decât mine. Cum e posibil un chiriaș să spargă ușa dacă e chiriaș? Uitați, mare mi-a fost mirarea pe data de 15, pe la ora 1 când am venit. Era și întuneric și nu mi-am dat seama, nu mi-intra cheia. Când am pipăit aici cu mâna, am văzut că au decupat ușa. Atunci mi-am dat seama că locuiește cineva aici. Eu întotdeauna treceam la o lună de zile. În ianuarie s-a schimbat ușa, a fost apartamentul pus la vânzare. Și, după cum vedeți, din urma noastră... La ușa dumneavoastră, da. Bateți la ușa dumneavoastră. Și... adică să vedem dacă răspunde cineva. No. Bate doamna la ușă, rămâne și fără casă. E și în vârstă, pensionară. Aș fi curios... să-l văd primar pe domnul Cârstoiu și să vină la primărie vreo 10 balauache și din astea cu câte 7-8-10 copii și să vedem cum s-ar descurca. Ar fi o experiență. Pe dumneavoastră știți ce e acolo jos la urgențe la Spitalul Universitar? Că sunt numai balauache și de astea, cum le ziceți dumneavoastră. Nu, una e una și alta e alta. Acolo te super pleci de la... s-a terminat programul la ora 3, ai plecat acasă. La primărie, când eu am văzut odată la Vanghele, m-am dus, nu știu, acum vreo 10-15 ani, Dumnezeu știe, că m-am dus, era o curte acolo, în centrul Bucureștiului, aici, plină, și toți erau locuințe. Și am intrat și eu, după ce am așteptat, nu știu cât timp am intrat la el, și am zis, domnule, da, ce e cu ăștia? Nu știu, domnule, îmi vine rău, dar trebuie până de seară să le găsesc locuințe la toți. Deci primăria ar fi trebuit să facă locuințe sociale, doamna Simona. Dom'le, trebuie să ai câțiva, pentru că sunt oameni necășiți care trebuie să ajutați, societatea trebuie să ajute. Nu îi lăsați să facă abuzuri, dar ei trebuie ajutați. Iar primăriile trebuie să-i ajute. Iar statul trebuie să facă locuințe sociale, că sunt anumiți oameni care ei se ocupă să facă mulți copii. Da. Nu să muncească. Dar stați așa, că dacă ai mulți copii, nu trebuie să iei casa altora. Doamnă,
O parte, nu vedeți, reziștii vor să ne întoarcem iar în epoca aia în care îi luai pământul omului, îi luai casa, îi luai tot. Asta este. Păi a zis că domnul Cristoiu va fi la președinție, nu la primărie sau... Nu, eu i-am spus că aș fi vrut să-l bă la primărie, că la președinție e altceva. Și și la președinție, dacă merg acolo cu copiii... Dacă domnul Cristoiu, încă o dată, mă repet, câștigă primăria capitalei, va fi președintele țării. Să țineți minte ce v-am spus acum, data asta. Ziua de astăzi, 23 martie. Da, 23 martie. Iar Ciolacu și Ciucă vor sta cu ochii în soare. Ei, stau cu ochii în soare, sunt liderii. 1-2 ani și al 2 ani. E bine, funcție mare prim-ministru. Tai și spânzuri într-o țară. Mai ales într-o țară de-a noastră sărăcită de comunitatea europeană. Da. Vom trăi și vom vedea, domnule Dragomir, ce se întâmplă. Haideți să mergem mai departe și să vi-l arăt pe baronul arestat în spital. L-au arestat în spital după ce a condus cu girofar, fără permis, a bătut și o ziaristă. Ia uitați imaginile. Băi, nene, e un om bolnav, mă lăsați-l în pace, nu mai vă legați de oameni bolnavi. Păi și ce să-i facă, domnul Dragomir? Trebuie internat într-un spital de boli nervoase, măi, oameni. Ia uitați imaginile. Îl știu, îl cunosc de când, după timpul comuniștilor cunosc. Ia uitați imaginile. Poliție, nu? Nu se duceau nici măcar la astea, la țigarii care fac scandalul, care se omoară. Nu, se duceau. Dar de când v-au oprit ultima dată, ați mai urcat la volan? Nu. Acum e pentru prima dată? Pentru că mi-a spus Frățilescu încă o dată, de 10 ori. Puteți să circulați astăzi, faceți-vă o cerere. La familia de ce nu vrea să mai conduceți, domnul președinte? De tâmpite ce e la cap? E fica dumneavoastră, înțeleg că vă ia... O renec total. Fica mea, o nemernică. Vă rog, nu vorbiți așa. Ea a chemat. Păi dar cum pot să-i spun? Ea nu mai e fiica mea, o dezvoștăresc total. Pentru că ea a chemat pe o nebună, Cosmin Amureșan, întrebați de aia, mai mulți pacienți. Pe mine nu m-a consultat, nu mi-a dat nicio rețetă. De vezi cât de drogat sunt eu acum. De băută am băut 0,2, da? Eu am cel de două. Puteți să-l plimbați prin gură, adică nu e nicio problemă, da? Pe sub limbă, pe cerul gurii. Dau cu limbă. Limbile-s mai bune. I-am lăsat și pustă astea. Un om care este bolnav psihic este Camorega. Ați fost filmat cu girofarul pe mașină, pe da. Străzile... Da, care e problema? Aveți girofar pe mașină? Da, am. De unde l-ați cumpărat? Mi l-au dat, că sunt ofițer de informații, sunt colonel. Cine vi l-a dat? Papa de la Roma. În loc să se ocupe de circulație, era o coadă de 20, mă țin aici de o oră. Iar eu trebuie să plec la București. Vă rog foarte mult. Sunt acolo. Filmați și mașina să vedeți ce număr are, ca să putem să vorbim pe urmă împreună. Și nu mă știi. Atunci de unde s-au cunoscut dumneavoastră? Pentru că sunt o personalitate, da? Am fost prefectul județului, am fost parlamentar. Poate mai bine. Nu, mi-ai creat un milion de net, să știi. Am să vă bucurați că vă controlăm și că suntem în trafic. Și mă bucur? Păi. Totdeauna un om cinstit și corect. Centura de siguranță, îmi puteți argumenta de ce nu ați purtat-o? Păi am dat-o jos. Eu am văzut că nu o purtați. Aveți un motiv? Întemeiat sau? Am un motiv, pentru că eu dacă purtam centura de siguranță și eram de vârsta ta, era mortă. Ce am voi? Pentru că nu ești acreditată! Poftim! Iar de ce mă împingeți așa? De ce mă împingeți? Marșa, de ce mă împingeți? Nu ești acreditată. Mă împogniți? Veniți în coa. De ce ați dat în mine? De ce ați dat în mine? De ce ați dat în mine? Cu mași, cu neacreditare. Nu te dai drumul. De ce a făcut plângere penală?
Deci nu iau autoritățile o măsură acolo, domnule Dragomir? Păi de ce să ia acolo? Să-l aresteze? Când e unul în București, păi mai rău decât omul ăsta. În spital. Ăla care zice că îl cheamă Marin Ceaușescu. Ăla, a, l-am cel văzut, cu care v-ați bătut dumneavoastră pe acolo. Bă, eu sunt bătrân pensionar, dar l-am văzut alergându-l pe Ciolacu, fugea Ciolacu de el, dracu de tămâie, pe Ciucă, mai nou... Păi pe toată lumea alergă. Păi și poliția unde e? Spitalul unde e, Denulia? L-am văzut acum câteva zile. V-a lovit? Nu, pe mine nu. A încercat, am venit cu un câine, m-am mușcat un câine. Cum a pus câinele pe dumneavoastră? A venit cu negoiță ăsta de la 3. Ăsta a făcut lucruri bune, dar aici ce se... Și ăsta vorbea mulțimii și a venit el. Comunistule, te bani înapoi, hoțule. Dom'le, l-am văzut alergând președintele Curții Constituționale. Și nimeni nu-l ia. La niciun spital nu-l internează. Păi și atunci ce vorbiți de Morega? Și ăștia? Ăștia vor veni acum. Am văzut la Craiova. Că, exemplu negativ se propagă, să știți. Am văzut la Craiova acum. Unul tot așa zbiera ca dementul ăstălalt. Da. Și atunci poliția nu-și face datoria? Deci că e democrație. Vine, te scuipă, zice, doar mai e spațiu public. Așa vorbesc eu, scuipându-te. E posibil așa ceva? Păi bine, dom'le, dar m-ai jignit, mi-ai zis asta. Nu mi-amintesc. Păi du-te, mă, în spital dacă... Dar nu l-ați dus la poliție? Că ați fost în anchetă la poliție, da, cu el. Și l-am dat în judecată și nu știu, nu mai... Nu, eu urmăresc asta, nu știu. Bun. Și să știți că se întâmplă lucruri și mai rele, domnul Dragomir. Da. Că au ajuns copiii, tinerii să se creadă animale și se comportă precum animalele. Ia uitați imaginile. Asta nu e un film, să știți. Adică așa se cred oamenii, așa se comportă. Și-au pus cozi, n-ați văzut, stufoase, mustăți. Unde ajungem? Doamne, n-am studiile necesare. N-am studii medicale să vorbesc despre comportamentele acestor oameni. N-am studiile. Dar se droghează sau ce-i cu ei? Sunați-l pe domnul viitor președinte al țării, că e medic. Și întrebați-l asta, nu pe mine. Pe mine? Păi, am studiile necesare ca să vă spun de... Vă dați seama. Haideți să mergem la prietenul dumneavoastră, Gigi Becali. Săptămâna asta... Prima... Ce-a mai făcut? Păi prima săptămână postului, că dumnealui e cu posturile, cu bisericile, s-a retras la mănăstire. Se reagă oare pentru doamna Firea? Mai e ceva de făcut? Ia uitați imaginile întâi cu el. E, nu fiți răutăcioși. Ca să nu... Se clatine pașii mei. Eu am strigat că ai mai auzit, Dumnezeule, pleacă orichea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate familiile tale, cel ce mântuiești pe cel ce năjuiește în tine, de cel ce stau împotriva ta. Copta de stăpânire și frica nu există la cel ce are credință. Acum lângă noi, că așa e la împărtășare, când te împărtășești. Toți îngerii în jur, dacă te împărtășești corect, tu trebuie să fii împărtășit, adică să te spovedare curată și pocăință. Dar ajungând la voi, precum și toată lumea, aduce roadă. Așa e, domnul Becali, tot timpul, domnul Dragomir. Dom'le, nu râdeți, pentru păi că... Păi, dar nu-i de râs, chiar nu-i de râs. Nu, vedeți ce biserică a putut să facă aici, la câțiva pași de sediul dumneavoastră, la 500 de pași mai încolo? Retur la Urit, am văzut acolo. Doamne, mai are aia, am ares, să pun acum arestul, le-a pus toate aurite și astea. A băgat bani în biserici și în astea, dar eu cunosc două cazuri, care
în momentul când s-au luat de religie, au venit milioane peste ei, ăsta și familia Bucur. Eu îi respect. Păi și dumneavoastră v-ați luat și dumneavoastră de religie, că și dumneavoastră sunteți milionar. Doamne, la mine nu, pentru că Dumnezeu m-a pedepsit pe mine destul. Eu am trecut prin clipe nenorocite pe care toată noaptea și ziua mă gândesc, Doamne, de ce nu m-ai luat pe mine care sunt un păcătos, că eu sunt un păcătos. Nu sunt un... bisericos. Da. Un curat, așa, cum era fiul meu, de exemplu, care nu avea niciun păcat. De ce l-a luat pe el și nu m-a luat pe mine? Și eu nu pot să cred altceva. Vă urmărește această tragedie, v-a marcat pe viață. Nu pot să trec o anumită barieră. Nu pot să trec. Dar, uitați-vă, o cunosc ăștia doi, care mi-au fost cunoscuți, prieteni și sunt apropiați. Și amândoi se roagă dimineața câte o oră și Bucur și ăsta și uitați ce averi au și își văd de treabă, au familii bune, copii educați, ca să știți. Bun, revenim în 10 secunde, doamnelor și domnilor, anunțul cutremurător, pentru că pot fi și lucruri rele pe lumea asta, cum spunea și domnul Dragomir, prințesa care are cancer. Imediat revenim după 10 secunde. Kate Middleton are cancer, anunțul a fost făcut anunțul chiar de ea. Dacă nicio prințesă, viitoare regina Angliei, nu se controlează frecvent, nu are cea mai bună îngrijire medicală și uitați că a ajuns la acest lucru. Ia uitați imaginile. După aproape două luni de absență din viața publică, Kate Middleton a mărturisit că a fost diagnosticată cu cancer. Anunțul a fost făcut chiar de prințesa de Wales într-o declarație video. In January, I underwent major abdominal surgery in London. And at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. Deși anunțul bolii a fost un real șoc, Kate a declarat că este convinsă că se va însănătoși, dar că are nevoie de timp. Nu se știe ce fel de analize a făcut Kate pentru a fi diagnosticată. Cu toate astea, testele de diagnosticare a cancerului pot implica analize de sânge, scanner și biopsii. Vedeți, domnul Dragomir, cum e viața? Văd, doamna Simona, dar să știți de la mine, când e să te ia dracu, te ia din ușa bisericii, nu ține cont nici de averi, nici de funcții, nici de neamuri, nici de bogății, de nimic, de nimic, de nimic. Cum vă păziți? Doresc din tot sufletul însănătoșire grabnică și să auzim numai de bine. Cum vă păziți de bolile astea care... Ca dracu, niciun fel. Cum? Niciun fel. Păi nu faceți nimic, nu luați vitamine, nu mergeți la doctor frecvent? Da, da, mă duc la profesorul Tatu, cu nevastă mea, o dată la două luni, trei luni. De 25 de ani. Și suntem sănătoși tuni pentru că, într-adevăr, ne-a dat preventiv un medicament. Și spun... Nu, nu aveți voie. Nu. Ce mă opriți, ce-ți vă? Esforji, zice? Da. Ca să știți. Și iau forși de 80 cu 160 odată seara când mă culc. Și când întărește inima... Suică mai bezi la prânz? Da. Ăla e medicamentul strămoșilor mei. Eu nu sunt băutor, dar beau 40, maxim 60 de grame de pălincă la prânz. Restul nu pun băutură în gură. Dar cu ce vă ajută pălinca asta la prânz? Adică ce face? Doamne, v-am mai spus și o mai repet încă o dată. M-am dus în Israel. Un minut, lăsați-mă. M-am dus în Israel pentru altceva să mă tratez. Și m-a văzut un profesor plecase din Botoșan de vreo 40 de ani. Era profesor universitar la Facultatea de Medicină. Și mi-a zis, domnule, dumneata, ești un mare bețiv. Ești roșu la față, ești bețiv mare.
Și îmi spune, domn profesor, sunt în relații proaste cu băutura, n-am băut două sticle de vin în viața mea. Nu beau nimic. A, păi de asta, domnule, ai venit la mine. Și mă uit la el. Domnule, vrei să trăiești mult? Păi, domn profesor, cu cine dracu nu vrea să trăiască mult? Vreau și eu. Te duci dumneata acasă și la masa de prânz bei așa 50 de grame de pălincă. Cu mâncare, cu asta, înainte, nu înainte de masă. În timpul mesei. În timpul mesei sau după masă. Hai, domnule, lasă-mă, vin acasă, îi spune nevestii, mi-i zice, vine mai cheltui banii să te învețe ăla să bei, să n-ai băut toată viața, te învață ăla să bei. Dar am zis, ia să vedem, de 36-37 de ani. Rețeta funcționează. La masa de prânz, oriunde sunt în străinătate, beau 40 de grame de vodcă, dacă nu am... Pălinca la îndemână. Și să vă mai spun una și gata, am terminat. Mircea Sandu. Nu mai avem timp. Mircea, nu, Mircea Sandu. Pentru data viitoare. Nu. Mircea Sandu, care a fost bolnav de cancer. Și să-i dea Dumnezeu sănătate. Are 17 ani de când omoară boala. Medicul de la Nisa i-a permis să bea 50 de grame de asta. Mergem mai departe.